Salutare, băi, boșilor, și bine ați venit să reveni pe canalul meu. Eu sunt Cristi și astăzi vom prezenta echipele care sunt nu, chiar runda finală, nu știu cum se numește, din UEFA Champions League. O să vă dau și o să ne uităm și la golgeteri, o să ne uităm și la meciuri și o să vă spun cine se califică mai departe după părerea mea. Deci, haideți să intrăm pe Flashscore. Dacă vreți să găsiți UEFA Champions League, Flashscore de pe Magazine Play. Deci, hai să ne uităm aici. Fotbal, stai să ne găsesc cu eu UEFA Champions League, pentru că mă pricep la Adagia. Africa, Europa, Europa, Europa Champions League. Playoff-ul UEFA Champions League. Da, este așa. Schalke, Manchester City. Ne uităm la amândouă. Știți foarte bine, City e favorită și la casele de pariuri, așa că, după părerea mea, City e echipa mai bună. A avut City, stai să ne uităm și Real Fistures, la top scores, golgheterul lui City, hai să ne uităm, este City joacă cu, stai să ne uităm, City joacă cu, stai să ne uităm, boșilor. UEFA Nations League, nu? Champions League, da. Player Premier Group Stage. Ne uităm și grupa lui City, care a fost cu Schalke, da. City, 13 puncte, foarte bine. Lyon pe 2, s-a calificat. Am revenit. Deci, City are 13 puncte și pe primul loc. S-a calificat de pe primul loc în playoff-ul UEFA Champions League. La fel și Lyon, care este pe 2, cu 5 puncte mai în spate, 8 puncte s-a calificat în UEFA Champions League. Shakhtar Donetsk, 6 puncte s-a calificat în UEFA Europa League. Deci City este favorită. Uitați ce. Deci aveți și lotul lui City, uitați. Ederson, uitați acolo, Kompany, Laporte, Mendy, Danilo, Otamendi, Stones, Walker, lot de milioane, De Bruyne, Diaz, Fernandinho, Gundogan, Mahrez, Sané, Silva, Sterling, Aguero, Jesus. Deci, Schalke nu are, să spunem, 80% pentru Manchester City și 20% pentru echipa lui Schalke. Uitați și golgheterii. Echipa din Germania îi e frică de golgheterul Gabriel Jesus, care are 3 goluri în UEFA Champions League și 0 asisturi, așa că l-are și pe al treilea, care mai are 3 goluri, David Silva, 3 goluri la fel, spun că e favorită Manchester City. Trecem la al doilea meci. Atletico Juventus. Cam echipa mea favorită din noi, facem pe o să este Atletico Madrid și Barcelona. Deci, amândouă sunt echipe foarte, foarte, foarte bune. I-aș da 50% pentru Juventus, 50% pentru Atletico Madrid. Nu știu, știți doar la Juventus, Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Douglas Costa, Juan Cuadrado. Foarte bună echipă, la fel și în Atletico Madrid, Antoine Griezmann, Miguel Saul, Diego Costa, Lemar, Helson Martins, foarte bun jucător. Așa că o să ne uităm la scor, da, noi Atletico e frică de Cristiano Ronaldo, golgheterul din Serie A, și la fel la Juventus, e foarte frică, foarte frică de golgheterul Antoine Griezmann. Aici aș da. Eu aș vrea ca să califică mai departe Atletico de Madrid. Așa aș vrea eu, pentru că Juventus este prea întrecut acolo cu Ronaldo și na, deloc. Atletico Madrid, după părerea mea. Da, le-aș da șanse egale. Trecem la al treilea meci infernal din UEFA Playoff Champions League. Manchester United, Paris Saint-Germain. Foarte bune echipe amândouă acolo, cu Neymar, Mbappé, Cavani, la fel și la Manchester United, cu Bizonu, Lukaku, Lingard, Rashford, Pogba,
foarte bun jucător și la amândouă echipe, dar favorit Paris Saint-Germain și lotul lor. Și eu aș vrea ca Paris Saint-Germain să meargă mai departe. Deci, al patrulea match, da, stați, nu m-am spus, jucătorii de care le frică antrenorilor. La Manchester United, la PSG e frică de bizonul Romelu Lukaku. Și de la Manchester United e frică de Kylian Mbappé și Neymar. Deci trecem la al patrulea match, da, m-am spus, la al treilea match este favorită Paris Saint-Germain. Tottenham, Dortmund. Aici sunt echipe echilibrate. Amândouă locul 2 în grupă. Da. Eu aș vrea să meargă mai departe Tottenham, pentru că are foarte buni jucători acolo cu Harry Kane, Dele Alli, Son și alți jucători. La Dortmund sunt și acolo niște jucători buni. Sunt Marco Reus, Paco Alcácer, Weigl, Dahoud și mai buni. Eu aș miza pe Dortmund, da, au șanse foarte egale. 50-50 le-aș da. La Manchester, nu v-am spus, șansele sunt de 70 pentru Paris Saint-Germain și 30 pentru Manchester United. Trecem la și al cincelea meci din play-off-ul UEFA Champions League. Lyon-Barcelona. Clar favorită Barcelona. 600% să câștige, Lyon 0%. Barcelona, favorita mea de unde facem Champions League, aș vrea să ca să câștige, să ridice primul trofeu Leo Messi. Clar, lui Lyon foarte, foarte, foarte frică de tehnicul Leo Andres Messi. Și de la Lyon nu prea știu jucători. Da, știu jucători, da. Și Nabil Fekir și mai mulți. Hai să ne uităm la squadă. Lopez în poartă, îl cunosc. Tete, iarăși îl cunosc. Nabil Fekir, ăștia sunt frați. Nabil și Yasin Fekir sunt frați. 21 de ani și cel are 25 de ani, 4 ani diferență, așa că aș miza pe Barcelona 100%. Trecem și la șaselea meci din UEFA Champions League. Este AS Roma, FC Porto. Aici îmi place și Roma, da, le-aș da. Și Porto îmi place, da, le-aș da. 60 Roma, 40 FC Porto. Știți jucătorii lui Roma, El Shaarawy, Dzeko. Naingola nu mai este, dar s-a schimbat și portarul, l-a trimis la Liverpool pe Alisson. Cei care nu știu, l-a trimis la Liverpool. Foarte bun și goalkeeperul Alisson. Hai să uităm ce lot mare Roma și ce lot mare Porto. Roma, da, știu cine este în poartă, Olsen. Da, linia de fund, Cola, Roma, Nola, Fabio și Jeco, preferata mea din UEFA, seria este Roma. Hai să ne uităm la squadra lui AS FC Porto. Veteranul Iker Casillas, Teles, Otavio. Și avem și un român la Porto de 20 de ani, Marius. Deci, da, favorită FC Roma, AS Roma, pardon. Trecem și la al șaptelea meci din play-off-ul UEFA Champions League. Ajax, Real Madrid. Șansele sunt de 90 sau chiar 100% pentru Real Madrid. Da, 100% pentru Real Madrid și 0% pentru Ajax. Știți lotul lui Real Madrid după plecarea lui Cristiano Ronaldo, Luca Modric, Balonul de Aur, Karim Benzema, Gareth Bale, Vinicius Junior, Sergio Ramos, Keylor Navas, Thibaut Courtois. Foarte bun jucător, așa că le-aș da șanse la Real 100% și e favorită.
Trecem și la ultimul meci din UEFA Champions League. Liverpool, Bayern, München. Foarte bună echipe amândouă, având în vedere echipa lui Liverpool. Alisson, Salah, Mane, Firmino, Keita, Fabinho, Virgil van Dijk, foarte bun. Și având și în vedere echipa lui Bayern München cu veteranii Arjen Robben și Frank Ribery acolo în față, cu goalgetterul Lewandowski, cu James Rodriguez, Boateng, Hummels și cel mai important din lume, nu chiar cel mai bun, dar cel mai bun, îmi place, după părerea mea, e Manuel Neuer. Și că le-aș da șanse egale de 50%, 50%, așa, că cel mai urmărit meci din noi facem Champions League nu este nici Barcelona, nu este nici Real, nu este nici Roma, nu este nici United, că este Juventus Atletico de Madrid. Hai să încât se joacă primul meci. Chiar acum în 20 boșilor. Deci puteți să vă uitați liniștiți la aceste meciuri. Eu să le urmăresc pe toate. Știți că nu mă uit. Da, o să mă uit la toate meciurile. Deci. Și o să vă zic și golgetării. Lewandowski 8 goluri. Leo Messi 2 goluri și 6 goluri și un asist. Pe locul 3 este Dzeko cu 5 goluri și 2 asisturi. La fel și pe locul 3 este Tadic de la Ajax cu 5 goluri și 2 asisturi. Pe 5 Kramaric, 5 un asist. O să vedem Ronaldo pe unde este. Și la fel și Dembele foarte bun. Otavio de la Porto Pogba. Ronaldo câte goluri are, mai face Messi, bă? Stai să ne uităm mai bine. Neymar, King, Griezmann, Mbappé, Bale, Benzema, Fekir, Under, Fekir, Ramoraz, Corlin, Tamales, Horowitz, Sini, Mertens, Salah, Silva, Talia, Fico, De Jong, Ismael, Solar, Cavani, Sane, Dembele, Maria, Eriksen, Herrera, Koke, Lozano, Milner, Otavio, Popa, Robben, Sigur, Sotai, Sol, Banchian, Aguero, Bernia, Chalov, Derdioc, Firmino, Grimaldo. Pua, bă, dar unde este, bă? Cristiano Ronaldo. Cred că Răzvan Marin. Cristiano Ronaldo e de râs. Probăd. Pe locul 68 cu un gol și 2 asisturi. A stat o grămadă la Real Madrid. Deci, boșilor, nu uitați să butonul de like. Dacă mi-vreți zice pronosticuri și niște, dacă să facem 15 like-uri, facem și din Europa League, o să vă prezint tot ce vreți voi. Deci, eu am fost Cristin, noi să vedem data viitoare într-un alt episod. Pa, pa!